supliment, partea întâi a volumului supliment, termeni considerați obsceni. Înjurături sau limbajul porcos, cuvinte dure. The seven little words. Înjurătură. Rușinoase. Licențioși. Vrei să spui exprimare buruienoasă. Da, are un limbaj viu. Cuvinte puternice. Îți spun toate lucrurile pe față. Încă de pe vremea când a început redactarea dicționarului academic român, au existat două modalități de abordare. Unii le-au considerat într-adevăr rușinoase și nu le-au introdus deloc în dicționar, iar alții au considerat că de fapt sunt cuvinte populare, cuvinte foarte frecvente, cunoscute de toată lumea și care au și ele drept încetate, adică în acest dicționar, la fel ca și celelalte cuvinte ale limbii române. Nu există cuvinte licențioase, există oameni licențioși. Cred că o să auzi și un profesor de la universitate care la un moment dat te bagă în pizna mătii, în trafic. Eu mă îndoiesc că la țară, de exemplu, nu sunt utilizate aceste cuvinte. Că în aceste cuvinte noi ne ascundem, de fapt, adevărata noastră istorie. De unde vin ele? Etimologia, cum s-au creat, cum au apărut, cum s-au modificat, ce rădăcini au și cum au ajuns ele în prezent. Părțile corpului, majoritatea, sunt de origine latină. Ochi, nas, gură. Etimologia, deci latinesc, cum v-a spus, majoritatea sunt termeni latini. Deci termenii vechi, termeni din fondul principal de cuvinte. Ne-a rămas în mare parte de la frații noștri romani. Am mai făcut așa un fel de cocktail și cu conaționalii. Asta este situația limbii. Nu stă pe loc și mai ales în ziua actuală. Da, țăranul român cred că zice cuvântul cur fără să-și facă niciun fel de problemă că e rușinos. Și apropo de cur, voi rosti un citat senzațional din marele academician român Graur, care spunea: fund are paharul, cur are bărbatul. Aceste cuvinte, cele mai multe din ele, sunt moștenite. Deci este greșit să se spună că sunt vulgare sau obscene. Ele sunt termeni populari, termeni moșteniți din latină sau din veche slavă, cum este cuvântul acesta pentru organul sexual feminin. Bagajul nostru de identitate este ascuns în mamă, lapte, cal, muie, pulă, cur. Cuvinte ca cur, căcat, coi, curbă. Recunosc foarte sincer că mă deranjează și nu cred că este o soluție inteligentă ca să te poți exprima colorat în felul ăsta. Deci, să dăm cuvântul penis, care este termenul științific pentru organul sexual masculin. Limba este un instrument minunat și probabil e cel mai bun spațiu geografic al României. E cea mai frumoasă România și poate singura. Aici, în nord-vestul Ardealului, se folosește vână, aici sărsam, aici trup, în altă parte se folosește membru, aici dănănaie, aici ocară, rușine, pardon. Da, vă spun unii, vai de mine, sunt cuvintele rușinoase, nu știu, ei au niște activ până la un moment dat. Da, pot să fie, depinde de utilizare. Trebuie să le accesezi că sunt în vocabular limbii române. Nu poți să te faci că nu există. În primul rând, în calitate de cinefil, mă deranjează. Țiu minte, deci părinții mei, bunicii mei, nu foloseau nici cuvântul drac. Și pe el îl interziceau. Li se părea că este un cuvânt rușinos. A cenzura ar presupune să intervii în prealabil, să intervii înainte ca ceva să se difuzeze. Ar însemna să vrei să oprești ca ceva să ajungă la public, ceea ce noi nu facem niciodată, ceea ce este complet interzis. Băi, dar stai că eu nu stau în studio acum și la un moment dat mă gândesc că am făcut textul și trebuie să mai adun niște jurături în el, că nu e bine. Pur și simplu, merg pe ideea că vreau să mă exprim așa cum trebuie. Există variante mult mai rafinate și care spun aceleași lucruri, dar fără să treacă prin forma cea mai primitivă. Acum sunt folosite și în literatură, sunt folosite și în filme, în traduceri. Sunt mulți, sunt și poeți care utilizează cuvintele acestea. La Cațavencu, de exemplu, era o fază extrem de amuzantă. La un moment dat s-a făcut o ședință în care s-a dat dreptul la muie. Dacă mie așa îmi vine să le spun, le spun vulgar. Nu stau să bag pul și pizde în text după aia ca să pară mai vulgar, să râde țăranul când sparge semințe. Pur și simplu așa îmi vine mie ideea în cap. De ce? Pentru că se considera că are suficient de mult talent ca să poată
știi unde e nevoie sau nu de Malone. Malone, muistru, ce să stai? Da, Malone amuzatul, Malone simpaticul. Dacă ceea ce a apărut acolo încalcă legea, se constată după ce s-a difuzat și se iau măsuri în consecință. Naturalețea, din punctul meu de vedere, se referă la livrare. Adică la felul în care livrezi mesajul respectiv, felul în care personajul respectiv emite mesajul. Sinceritatea și naturalețea reprezintă un lucru, iar vulgaritatea reprezintă cu totul altul. Sunt două noțiuni total separate. Pentru că dacă el în context nu e natural, firesc, pare inadecvat. Și atunci ai stricat tot mesajul. Nu știu, eu n-am nimic cu un om vulgar atâta timp cât este vulgar în toate circunstanțele. Adică pe mine mă deranjează un om care nu mi-ar spune în față sugi pula, dar a intrat pe internet cu un nume anonim să-mi spună chestia. Ăla este un ipocrit. Occidentul a venit cu noțiunea de libertate de exprimare și așa mai departe. Și atunci, dacă nu apar niște mecanisme interioare de asumare și de conștientizarea ce ar însemna, de fapt, exprimarea liberă, totul poate ajunge în derizoriu. Nu știu, la mine nu există ceva de genul ăsta. Eu fac doar ce vreau eu. Te uiți la, în engleză, de exemplu, în engleză americană, există acel fac care e ca un fel de băiat bun la toate. Adică facul ăla exprim foarte multe lucruri prin el. Are sute de sensuri și sute de moduri de a fi folosit, acel fac. Pe care nu-l traduceam niciodată, știu. Un român, un sârb, un polonez și un italian în cameră. Și imediat prima conversație, la care italianul exclamă, indignat. Tu te latini cu questa ossessione. Dacă vrei să înveți o limbă străină, asta le înveți prima oară. Pentru că evident întrebările au fost, cum se spune la voi? Nu era necesar. Ca dovadă că ați înțeles cu toții ce se spunea atunci, deci nu văd de ce aș repeta și ați auzit-o și cu vocea mea. Nu există libertate în rame. Trebuie să mergi dincolo de bun simț, dincolo de departe. Exact ceea ce trebuie în momentul ăla trebuie să spui. Și contează foarte mult să fie relevant. Asta e cel mai important. Deci nu are importanță forma lui, ci are importanță relevanța. Libertatea nu poate fi surprinsă. E practic un proces de căutare mai degrabă decât un punct culminant, ceva abstract. Dreptul fundamental de a spune ce trece prin cap fără să spună cineva că e greșit ce faci. Nu știu, sunt liber să fac ce vreau eu. Nu știu, altul. Eu am făcut ce mi-a trecut prin cap. Eu iau libertatea de exprimare foarte în serios. Până la urmă, tot ce sunt depinde de cât de mult este respectată această libertate de exprimare în România. Încurajez libera exprimare atât timp cât nu este prostie. Deci sunt de acord cu libera exprimare, dar mai nou toți proștii au început să o folosească și asta e un lucru nasol. Noi, în momentul în care au apărut cuvintele, am început să putem opera și cu simboluri și nu numai cu lucruri. Normal, când înjuri pe cineva trebuie să-l doară, nu? E foarte simplu, e vorba de viață și de moarte. Ne înjurăm, e regulă, dar nu ne omorâm, nu ajungem la agresiune fizică. Este un semn de evoluție a dorinței de anihilare a celuilalt. Dorința de viață și de moarte. Adică eu pot să-mi imaginez că îl omor pe celălalt în cuvânt și chestia asta mă face mult mai civilizat decât să mă bag la jugurarea lui și să-i o smul la propriu ca el să moară. Imaginează-ți că salutul din mână cu ridicarea mâinii a plecat de acolo. Asta însemna nu am armă, sunt nenarmat. Deci stai liniștit, poți să treci, că nu o să te omor sau nu o să te atac. Nu-mi place atacul verbal. E mai puțin sincer ca bătaia. Prefer o bătaie sănătoasă. Există și teoria că, conform căreia, dacă n-ai coaie și să te bați, înjuri. Da, e povestea aia vestită cu ce formă, de ce dai, nu știi să înjuri? Asta nu înseamnă neapărat că am atins oarecare libertate, ci mai degrabă un fel de descărcare, mai... Eu așa simt. Nu știu, văd că un mod de exprimare chiar liber, știi, și direct. Știi? Asta e
vulgaritatea. E o sculă, e o unealtă. E un instrument. E pur și simplu un instrument. Și trebuie să ai grijă cum și cât îl folosești. Sunt indivizii care mormeie tot la al treilea cuvânt în mea, care o folosesc ca un soi de respirație, ca un deci, ca un decât, ca un hm. Nu ne plac nici oamenii care, dacă aud într-o glumă cuvântul pulă, brusc s-au deconectat de la gluma aia și nu mai stau să audă și poanta, dar nu ne plac nici oamenii care vin doar să audă cuvântul ăla în boxe. E ca o gumă de mestecat pentru mase, da? Sunt unii care se bucură dacă de câte ori zici o pulă. Yeah! Spor! S-a căzut într-o extremă într-alta. Deci înainte eram foarte, cum să zic, reținuți și foarte rezervați și foarte rușinoși. Acum am ajuns total lipsiți de rușine. Iar pe stradă, știi, relații cu publicul. Sunt oameni care vor să le vorbești ca unui apropiat, sunt unii care vor să le vorbești cu respect, sunt alții care se așteaptă să iei la mișto. Contează foarte mult contextul, știi, dacă... trebuie să raportez în cazul ăsta specific de care spuneai, dacă publicul reacționează pozitiv, atunci ok. E vorba de economia momentului. E nevoie ca aceste cuvinte să fie rostite atunci? Sau, la un moment dat, poate să devină o caracteristică de brand. Bă, așa e ăla. Așa e ăla și ăla, așa vorbește, așa percepe, e în regulă. Asta arată că folosim un limbaj comun. Și da, mă, uite că e de-al nostru. Așa se vorbește. E o limită. Când o vezi, o știi. Nu poți să o diseci și să o împarți. În media însă, poți să faci o regulă, poți să spui, aceste cuvinte nu vor fi pronunțate. C puncte puncte. P puncte puncte. Un bip la vremea lui face un punct de rating, dacă știi să-l poziționezi. Abuzul, el continuă, el a fost dintotdeauna, e o calitate a omului. E o calitate, poate chiar genetică, de a se expansiona și de a asimila, de a ucide. Da, poporul ăsta are foarte multă mânie în el. Condu-te în pula mea, rezolvă foarte multe. Un pic ne ascundem în spatele cuvintelor astea și duritatea vine din ton, nu din sensul cuvântului. Dar întotdeauna vor exista oameni care le vor percepe ca fiind cuvinte rușinoase. Omul rare ori poate să-și ascundă animalul. Și nici nu știu dacă e necesar să-l ascundă de fiecare dată, pentru că apelând tot timpul la o autocenzură, ajungi la o mare isterie până la urmă. Cuvântul e o înaltă, iar dicționarul este un inventar. Deci am cenzurat din inventar, inventarul devine incomplet. Cred că dacă suntem mai relaxați față de cuvintele tari, reușim să fim mai relaxați față de propria noastră umanitate. Vulgaritatea asumată e un lucru bun. Vulgaritatea din spatele zidului e pentru lași. N-am să o încurajez niciodată. Întotdeauna e bine să spui, întotdeauna e bine să nu te ascunzi, întotdeauna e bine să fii liber. Avem în țara asta sute de mii de ONG-uri care se ocupă de leșinul nagâțului cu botul verde. Nu este niciunul singur care se ocupe de libertate. Revoluția română a început cu niște oameni care urlau vom muri și vom fi liberi. Și câtă vreme nu o să uităm asta, o să înțelegem că mai importante decât alegerile în România sunt alegerile noastre interioare. Vrem sau nu să fim liberi? Și dacă libertatea se manifestă prin exces, atunci trăiască excesul.